Sunt foarte multe lucruri în viață care contează mult mai mult decât banii. Vreau să vă mulțumesc pe această cale pentru că am atins suma de 20.000 de abonați pe acest canal și vreau să vă zic că astăzi am avut ocazia să merg la SIAB București și de acolo haideți să începem un nou daily vlog. Vizionare plăcută! Bună dimineața, dragi prieteni, și bine ați venit la un nou vlog. Numele meu este Radu și astăzi o să mergem la un eveniment super, super mișto, unde o să vedem foarte, foarte multe mașini. Se numește SIAB și este la Romexpo în București. Dacă ești nou pe canalul ăsta, nu uita să apeși butonul de subscribe pentru că facem clipuri. Stai puțin. Ok, asta e umflată. Pentru că urmează clipuri super mișto și astăzi o să vedem niște mașini super, super mișto la Romexpo. Abia aștept să văd Lamborghini. Abia aștept să văd Rolls-Royce Phantom. Ok, gata, am terminat aici și hai să mergem să vedem ce mașini găsim acolo. O să dureze un pic până la Romexpo pentru că e drumul destul de aglomerat. În București e aglomerat destul de des, așa că hai să mergem. Ok, prieteni, gata, am ajuns la Romexpo și acum vezi fraier mare, mi-am uitat portofelul în mașină și acum trebuie să mă întorc, să mă duc să-l iau din mașină și apoi să mă întorc înapoi să plătesc intrarea și după care mă așteaptă Tudor, un foarte bun prieten din liceul militar. De când eram și eu în liceu, acum și el este la Academia Forțelor Navale și mă așteaptă la intrare acolo. Mi-a zis că să mă grăbesc, dar de unde, că eu mi-am uitat portofelul în mașină și du-te și-l ia și... Aoleu! Hai mă, că n-a durat chiar așa mult. Am mișcat foarte, foarte repede și acum mă așteaptă și Tudor aici. Nu știu dacă-l vedeți. E pe aici undeva. Și... Abia aștept să văd mașinile alea șmechere și scumpe. Și am ajuns la frumusețile mele, deci practic am ajuns în rai. Sunt foarte, foarte îndrăgostit de Audi și am ajuns la partea mea preferată. Nu pot să zic că Lamborghini nu-mi place, nu pot să zic că Bentley sau Rolls-Royce nu-mi place. Ar fi ceva extraordinar să ajung la nivelul ăla, să pot să-mi iau și eu așa ceva, dar la Audi e altceva. Haideți să vedem. Falling in and out of line. I hope that you come home. Please pick up the phone. I need to know if you are fine. I know I'm running away from moments. What am I becoming? I guess something's broken. We'll be right back.
Florentin, acum mă duc sus la el pentru că avem de filmat niște clipuri și după care probabil o să merg direct acasă pentru că sunt super obosit, e super cald, dar super frumos afară, deci te obosește vremea asta caldă, dar și îți dă un vibe foarte, foarte bun. Hai să mergem. Hai că am terminat de filmat ce mai aveam de filmat pe aici, am mai discutat, am mai pus la punct niște planuri, pentru că avem planuri, nu ne jucăm. Ai mai mâncat, tâmpeni, numai de toate. Băieții știu deja, când vin la tine e cu surprize. Surprize, surprize, cu Andrei Marin. Cu Florin Bănică Junior. Așa că de aici o să mergem acasă, trebuie să mai edităm și noi niște clipuri și să ne apucăm de completat licența, pentru că mai avem o grămadă de lucruri la ea, adică mai am. Mai am grămadă de lucru la licență și timpul e scurt, așa că hai să... temele! Să-ți vă faceți temele acasă, neapărat! Da! Nu, da. Deci acasă, nu la școală, că bine, eu făceam erau la școală. Și eu făceam. Bă, colegul, dă și mie tema, colegul! No. Și eu făceam la fel, dar nu faceți așa, faceți temele acasă, exact asta o să fac eu, trebuie să mă duc să fac licența. Dar știi care e partea nasoală? Care e? Când alți colegi îți cer ție tema. De exemplu, eu în clasa 11-a, 12-a, eu eram printre primii din clasă și toată lumea venea la mine să le dau tema. Aia e par, când le cer tu tema, n-ai nicio problemă, dar când trebuie să le dai tema, da, e da. Nașpa. Așa era la mine până în clasa 8-a, inclusiv. După aia, da, după aia am zis că hai mă, ce mai... Ok, hai să mergem, ne vedem, cred că ne vedem acasă unde o să și încheiem vlogul. Ok, hai să mergem. Bă, robogangsterilor, gata, am ajuns acasă, acum o să merg să editez clipurile pe care le-am mai filmat. Sper că v-a plăcut clipul ăsta de astăzi și sper că v-au plăcut aceste mașini. Mie, unul sincer, am rămas super impresionat de ce am văzut acolo și niște mașini extraordinar de mișto. Sper să ajung și eu într-o zi să-mi cumpăr măcar un Audi R8, un Audi RS7. N-am vise mari. Nu uitați să mă urmăriți pe Instagram pentru că acolo postez instastory-uri super, super mișto și vă întreb foarte multe chestii legate de vlog. Vrem să facem episoade interesante, așa că intrați acolo, dați-mi un follow pe Instagram. Nu uitați să vă abonați, să dați un like acestui clip, să dați un share să vadă și prietenii voștri și apăsați pe clonțopel, cum zice fratele Dorian Popa. Hâț, Johnule, eu m-am dus, aveți grijă de voi și noi ne revedem foarte, foarte, foarte curând. Ciao!